La punctul de trecere a frontierei Calafat s-au prezentat pentru a intra în țară călătorind ca pasageri într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria, o femeie și un minor. Ei au prezentat la controlul de frontieră o carte de identitate și un pașaport emise de autoritățile bulgare. Procedând la verificarea documentelor de călătorie, oamenii legii au constatat că există diferențe de fizionomie între persoanele care s-au prezentat la control și fotografii. Ei au stabilit că femeia este cetățean bulgar, iar minorul în vârstă de 13 ani este fiul ei. Femeia a declarat că a apelat la această metodă întrucât voia să ajungă în Germania la rude și nu avea acordul tatălui minorului pentru a călători. În baza protocolului româno-bulgar, cei doi au fost preluați de autoritățile bulgare în vederea continuării cercetărilor.